Bună ziua și bine v-am găsit pe canalul meu. Astăzi o să vă arăt patru modele de fundițe. Le puteți lipi pe bentițe, clămuțe sau orice alt articol vă doriți. Și vom lucra cu fire diferite și în funcție de ce fir folosiți, veți folosi și croșeta. Vom începe primul model de fundiță, la care vom face 16 ochiuri de lanț. După cum v-am mai spus, puteți lucra cu orice fir doriți, doar că va trebui să adaptați croșeta în funcție de firul cu care lucrați. Am făcut cele 16 ochiuri de lanț și ne vom prinde cu un pas alunecat în primul ochi de lanț. Ne ridicăm cu un ochi de lanț și în același ochi vom face un picioruș scurt. În următorul ochi vom face două piciorușe scurte în același ochi și avem unul și al doilea. În următorul ochi vom face un piciorul scurt și o jumătate de picioruș în același ochi. În următorul ochi vom face două piciorușe duble și o jumătate de picioruș, toate trei în același ochi. 2. Și cel de-al treilea în același ochi. Vom continua cu... Acum, în următorul ochi vom face o jumătate de picioruș și două piciorușe duble, toate trei în același ochi. Cred că voi schimba firul, că îmi cam dă bătăi de cap. Am făcut jumătate de picioruș, acum voi face un picioruș dublu în același ochi și cel de-al doilea picioruș dublu în același ochi. În următorul ochi vom face o jumătate de picioruș plus un picioruș scurt. Am făcut jumătate de picioruș și în același ochi vom mai face un picioruș scurt. În următorul vom face două piciorușe scurte. În următorul ochi vom face un picioruș scurt. Și va trebui să repetăm încă o dată același model pe care l-am făcut și aici. Adică, ce vom face? Vom face un piciorul scurt, deci repetăm modelul. În următorul ochi vom face două piciorușe scurte, amândouă în același ochi. În următorul ochi vom face un piciorul scurt și o jumătate de picioruș. În următorul vom face două piciorușe duble plus o jumătate de picioruș. Le vom face pe toate trei în același ochi. Două piciorușe duble și o jumătate de picioruș. După care vom face o jumătate de picioruș plus două piciorușe duble, toate trei în același ochi. În următorul ochi vom face o jumătate de picioruș și un piciorul scurt, amândouă în același ochi. În următorul ochi vom face două piciorușe scurte. În ultimul ochi vom face un picioruș scurt. Vom închide cu pas alunecat în primul picioruș scurt.
Am schimbat și firul că nu-mi place cum merge. M-am prins cu un pas alunecat, m-am ridicat cu un ochi de lanță, iar acum vom face un picior scurt în primul ochi și vom continua cu câte un picior scurt, 4 piciorușe scurte. Un picior scurt în fiecare ochi. Acum vom face o înmulțire de piciorușe duble în 3 ochiuri, adică 2 piciorușe duble în același ochi de 3 ori. 3 înmulțiri de piciorușe duble. Avem o înmulțire. Vom face și a doua înmulțire, 2 piciorușe duble în același ochi și vom continua și cu a treia înmulțire. La fel, 2 piciorușe în același ochi. Vom continua cu două piciorușe, două jumătăți de piciorușe, câte o jumătate de piciorușe într-un ochi. În total vor fi două jumătăți de piciorușe, fiecare în ochiul lui. Și vom continua din nou cu trei înmulțiri de piciorușe duble, adică câte două piciorușe duble în același ochi de 3 ori. Acum vom face 8 piciorușe scurte, câte un picior scurt în fiecare ochi, în total 8 piciorușe scurte. După care vom repeta modelul făcut. Am făcut 8 piciorușe scurte, iar acum vom repeta din nou 3 înmulțiri de piciorușe duble, adică 2 piciorușe duble în același ochi. Acum vom continua cu două jumătăți de piciorușe, câte o jumătate de piciorușe în fiecare ochi. După care va trebui să facem din nou cele trei înmulțiri de piciorușe duble și patru piciorușe scurte. M-am prins cu un pas alunecat. Acum mă voi duce de jur împrejur în fiecare ochi cu câte un pas alunecat până la capătul rândului. Deci faceți câte un pas alunecat și voi reveni să vă arăt cum vom prinde fundița la jumătate, să-i dăm forma de fundă. Bun, așa arată pentru moment, iar acum, cu firul care ne-a rămas, îl tăiați puțin mai lung, vom împărți cumva pe jumătate fundița noastră și vom răsuci firul de câteva ori. Dacă doriți ca partea aceasta din jumate să fie mai mare, răsuciți firul de mai multe ori. Dacă doriți să fie mai mică, răsuciți firul de mai puține ori. Vedeți și dumneavoastră cum vă place. Eu o voi da de mai multe ori ca să se prindă bine funda. O vom aranja și fundița noastră este aproape gata. Cu un ac, la sfârșit, după ce vom termina, vom ascunde firul în spatele lucrului. Și dacă doriți să o coaseți pe vreun proiect ceva, îi puteți lăsa firul mai lung și îl puteți coase. Eu momentan am făcut doar pentru tutorial, așa că îi voi tăia firul. Fundița mea este gata. După cum vă spuneam, momentan nu fac nimic cu ea, îi voi tăia firul. O vom aranja. Dacă doriți să fie mai tare, o puteți apreta cu puțin fixativ. Mie îmi place. Acesta este primul model. Vom trece la modelul cu numărul 2 de fundiță. Dacă doriți să iasă fundița ceva mai tare, îi puteți modifica firul. Puteți face cu orice alt fir doriți. Lăsăm această fundă deoparte și ne apucăm de fundița cu numărul 2. Această fundiță va avea doar un rând și va fi foarte ușor de făcut. Vom începe cu 5 ochiuri de lanț. Și avem 2, 3, 4, 5. În primul ochi de lanț ne vom prinde cu pas alunecat. Și ne va rămâne această găurică în care vom lucra. Ne ridicăm cu 6 ochiuri de lanț.
Vom da firul după croșetă de 3 ori și în gaură vom face un picioruș triplu, adică vom scoate prin primele două fire, luăm fir, scoatem din nou prin următoarele două, luăm din nou fir, scoatem prin două, luăm din nou fir și scoatem prin două. Acesta este un picioruș triplu. Va trebui ca în gaură să facem 6 piciorușe triple. Vă mai arăt încă o dată. Luăm 3 fire pe croșetă, scoatem prin două, luăm din nou fir, scoatem prin două, luăm din nou fir, scoatem prin următoarele două, luăm fir și scoatem prin următoarele două. Voi face 6 astfel de piciorușe și revin. Am făcut cele 6 piciorușe triple, acum voi face 5 ochiuri de lanț și mă voi prinde în gaură cu un pas alunecat. Ne vom ridica din nou cu 5 ochiuri de lanț și va trebui să repetăm modelul. Vom face din nou 6 piciorușe triple. Vă reamintesc, piciorușul triplu, luăm 3 fire pe croșetă, introducem, scoatem prin primele două, luăm din nou fir pe croșetă, scoatem prin următoarele două, luăm fir, scoatem prin două, luăm fir și scoatem prin ultimele două. Și așa vom face 6 piciorușe triple. Am terminat și pe cel de-al doilea. Luăm din nou 3 fire pe croșetă, scoatem prin două, prin următoarele două, luăm fir, scoatem și prin celelalte două, luăm fir, scoatem prin ultimele. Și așa vom face 6 piciorușe triple. Iar acum facem din nou 5 ochiuri de lanț și un pas alunecat în gaura noastră. Vom face un ochi de lanț și vom tăia firul ceva mai lung pentru a îl pune pe jumătate, exact cum am făcut la prima fundiță. Dacă nu vă place cu acea ață dată pe deasupra, o puteți lăsa și așa și cum doriți. Eu îi voi face un nod și voi continua să răsucesc firul până când consider eu că mi este de ajuns. Dumneavoastră hotărâți cum îl veți face. Voi ascunde firul și revin cu cea de-a treia fundiță. Am terminat și cel de-al doilea model. Acum voi începe cel de-al treilea model de fundiță. Și vom face 5 ochiuri de lanț. Și avem 1, 2, 3, 4 și 5. La fel ca și la celălalt model, ne vom prinde cu un pas alunecat în primul ochi de lanț. Și vom face 1, 2, 3, 3 ochiuri de lanț. În găurică vom face 4 piciorușe duble și avem 1, 2, 3 și 4. Modelul o să vi se pare la fel ca acesta, dar nu o să fie la fel. Am făcut 4 piciorușe duble, acum vom face 1, 2, 3 ochiuri de lanț, ne vom prinde cu un pas alunecat în gaură, ne ridicăm din nou cu 3 ochiuri de lanț și vom face din nou 4 piciorușe duble. Și avem 2, 3, 4 și cel de-al patrulea. Facem din nou 3 ochiuri de lanț, 1, 2 și 3, ne prindem cu pas alunecat în gaură, vom face un ochi de lanț și vă amintiți că am început cu 3 ochiuri de lanț. Pe aceste 3 ochiuri de lanț vom face câte un picioruș scurt în fiecare ochi. În total
vom avea trei piciorușe scurte. Și avem primul picior scurt, aici o să fie puțin mai greu de lucrat. Al doilea picior scurt și cel de-al treilea picior scurt. După cele trei piciorușe scurte, mă voi ridica cu două ochiuri de lanț. Și avem 1 și 2. Și acum în aceste patru piciorușe duble vom face patru piciorușe puf. Imediat vă voi arăta cum se face piciorușul puf. Vom începe cu primul picioruș puf. În primul picioruș dublu din rândul anterior, luăm fir, introducem în primul picioruș dublu, aducem firul la nivelul croșetei, luăm încă o dată fir, introducem în gaură, scoatem firul, îl aducem la nivel și luăm încă o dată fir, îl introducem în gaură, aducem firul afară și vor fi 7 fire pe croșetă și vom trage prin toate 7 și ne vom prinde cu un ochi de lanț. Acesta este punctul puf. Începem cu cel de-al doilea, introducem firul, îl aducem la nivel, introducem din nou, îl aducem la nivel și introducem și cea de-a treia oară, îl aducem și vom scoate prin toate 7. Facem un ochi de lanț și continuăm și în următoarele două piciorușe duble. Am terminat cele 4 puncte puf, iar acum vom face două ochiuri de lanț și după cum v-am spus, în cele 3 ochiuri de lanț din rândul anterior vom face câte un picioruș scurt în fiecare ochi. În total vor fi 3 piciorușe scurte. Și avem primul picioruș scurt, al doilea și cel de-al treilea. Acum ne vom întoarce pe celelalte 3 piciorușe, ochiuri de lanț, la fel cu 3 piciorușe scurte, câte un picioruș scurt în fiecare ochi de lanț. L-am făcut și pe cel de-al treilea. Mă voi ridica din nou cu două ochiuri de lanț și, după cum v-am spus, vom face exact același model de punct puf în toate cele patru piciorușe duble. Introducem firul de 3 ori în ochiul din rândul anterior și vom scoate prin toate cele 7 fire. Vom face un ochi de lanț și trecem la următorul punct puf. În total vor fi 4 puncte puf. Vom face din nou 2 ochiuri de lanț. Pe cele 3 ochiuri de lanț din rândul anterior vom face câte un picior scurt în fiecare ochi. Acum mă voi prinde cu un pas alunecat în primul loc de la începutul rândului. Acum la următorul rând mă voi ridica cu un loc de lanț și aici rămâne la alegerea dumneavoastră. Dacă faceți piciorușe scurte, de jur împrejur sau pas alunecat. Eu aleg să fac piciorușe scurte și voi face piciorușe scurte pe ochiurile de lanț până ajungem la modelul de puf. În fiecare model de puf vom face câte două piciorușe scurte în același ochi. Pe toate cele 4 puncte puf. Veți observa că între punctele puf va fi un ochi de lanț, acel ochi de lanț care l-am făcut pentru a putea închide punctul puf. Nu veți lucra în acel ochi de lanț, veți lucra doar în ochiul de lanț, în ochiul în care ați încheiat punctul puf. Deci veți face două piciorușe scurte în același ochi, dar sărind un ochi, ochiul dintre pufuri. Și continuați să faceți câte un picior scurt în fiecare ochi până la capătul rândului. Și pe punctele puf, câte două. Am terminat fundița, i-am dat șnurul de jur împrejurul jumătății, până am considerat eu de cuvință că este de ajuns. Mie îmi plac, sunt superbe. Revin și cu cel de-al patrulea model de fundiță, cel care este puțin mai greu de lucrat, puțin. Am revenit și vom face 24 de ochiuri de lanț.
Am făcut cele 24 de ochiuri de lanț. Ne vom prinde cu un pas alunecat în primul ochi de lanț de la începutul rândului. Vom face un ochi de lanț. În următorul loc vom face un pas alunecat. În următorul vom face un picior scurt. În următorul vom face o jumătate de picioruș. Acum vom face câte 6 piciorușe duble, câte un picioruș dublu în fiecare ochi. Vom lucra până vom avea 6 piciorușe duble, câte un picioruș dublu în fiecare ochi. Mare atenție, pentru că și aici se va repeta modelul. Și ce va trebui să facem? În următorul loc vom face o jumătate de picioruș, exact cum am făcut și la început, după care un picioruș scurt în următorul ochi și un pas alunecat în următorul ochi. Acum va trebui să repetăm și pe această parte exact ce am făcut pe această laterală. Și ce vom face? Un pas alunecat în primul ochi, în următorul vom face un picioruș scurt, în următorul o jumătate de picioruș, în următoarele 6 vom face câte un picioruș dublu în fiecare ochi. În total 6 piciorușe duble. Continuăm cu o jumătate de picioruș. În următorul ochi un picioruș scurt și în ultimul ochi un pas alunecat. Am terminat primul rând de fundiță. Acum va trebui să lucrăm și pe această parte, exact ce am făcut pe prima parte. Adică ne vom duce în primul picior scurt din acest rând, vom închide cu un pas alunecat, vom face un ochi de lanț și acum ne încercăm să ne ducem exact pe ochiurile de lanț pe care am început. Vă uitați să iasă fix model sub model, adică unde avem piciorușe duble, să iasă piciorușe duble, unde avem pas alunecat, să iasă pas alunecat. Și ce vom face? În primul loc vom face un pas alunecat, exact ca și la început. În următorul un picioruș scurt, în următorul o jumătate de picioruș, în următoarele 6 vom face câte un picioruș dublu în fiecare picioruș, în total 6 piciorușe duble. Avem 6 piciorușe duble. Acum vom face o jumătate de picioruș. În următorul ochi un picioruș scurt. În următorul un pas alunecat. Și pe această laterală va trebui să facem exact aceleași piciorușe cum am făcut și până acum pe celelalte părți. Și vom face un pas alunecat în primul ochi de lanț, un piciorul scurt în următorul ochi, o jumătate de picioruș în următorul ochi. Vom continua cu 6 piciorușe duble, câte un picioruș dublu în fiecare ochi. Continuăm cu o jumătate de picioruș în următorul ochi, un piciorul scurt în următorul și un pas alunecat în următorul. După ce am terminat, vom face câte un picioruș scurt. Nu, mă scuzați. Vom face câte un pas alunecat în fiecare ochi pe ambele laterale. Și pe partea aceasta de sus și pe partea de jos câte un pas alunecat în fiecare ochi, pentru a se întări fundița. Deci am zis că fac câte un pas alunecat în fiecare ochi, de jur împrejurul fundiței noastre și pe această parte de sus și pe cealaltă, de jur împrejur. Pentru că această fundiță va veni cumva așa și aici în jumătate vor veni două atârnătoare. Bun,
Am terminat fundița. Acum ce vom face? Vom face cele două atârnătoare. Și imediat vă voi arăta și cum le vom prinde. Vom lăsa fundița deoparte și vom începe cu 19 ochiuri de lanț. Am făcut 19 ochiuri de lanț și acum din ochiul 2 de lanț, în ochiul următor vom face un pas alunecat, în următorul un picior scurt, în următorul voi face o jumătate de picioruș, după care continui cu 3 piciorușe duble câte un picioruș dublu în fiecare ochi și avem și cel de-al doilea picioruș dublu, îl facem și pe cel de-al treilea. Acum vom continua cu o jumătate de picioruș în următorul ochi, în următorul un picioruș scurt și în următorul un pas alunecat. Acum pe cealaltă parte va trebui să facem exact același piciorușe cum am făcut și pe prima parte. Și ce vom face? Vom face un pas alunecat, în următorul un picioruș scurt, în următorul ochi o jumătate de picioruș, continuăm cu 3 piciorușe duble câte un picioruș dublu în fiecare ochi și avem 2 și cel de-al treilea picioruș dublu, continuăm cu o jumătate de piciorușe. În următorul un piciorul scurt și în ultimul un pas alunecat. Bun, și am terminat și atârnătoarele noastre. Acum ce vom face? Ne vom da pe această laterală și vom face câte un pas alunecat în fiecare ochi. Faceți câte un pas alunecat în fiecare ochi și revin să vă arăt cum prindem atârnătoarele de fundița noastră. Bun, am terminat. Acum ce vom face? Vom pune un fir pe ac, pentru că eu am tăiat firul de acolo și vom îndoi atârnătoarele noastre. Vom încerca să le punem cât de cât la jumătatea fundiței. Vom da fundița pe jumătate, că acum a fost pusă pe laterală, să vină cu această parte mai îngustă, exact la jumătate. Și încercăm să punem atârnătoarele noastre cumva la jumătate. Și vom încerca cu acul și cu ața să dăm de jur împrejur, în așa fel încât să prindem și atârnătoarele și fundița. Și cu acul voi încerca să introduc ața în jumătate, în așa fel încât v-am spus să prindem și atârnătoarele și fundița noastră. Vom trage firul și îl vom pune în două și cu o parte mă duc prin fața fundiței, cu cealaltă parte mă duc prin spatele fundiței. Și voi da așa prin față și prin spate cu ambele fire până când consider că este de ajuns. Va trebui să aveți grijă să prindeți foarte bine atârnătoarele ca să nu cadă de acolo și continuăm să dăm până considerăm că este de ajuns. Și încet, încet, fundița noastră începe să capete forma de fundiță. V-am spus că această fundiță este ceva mai grea. Mie mi s-a părut printre cele mai simple, dar trebuie să fiți foarte atente pentru că, dacă ați observat, la toate cele patru modele de fundiță, modelul se repetă pe ambele laterale. Trebuie doar să fiți atente și să faceți exact cum fac și eu. Dacă doriți să le prindeți undeva anume, vă puteți face nod și vă puteți lăsa firele așa, fără să le tăiați. Eu momentan le-am făcut doar pentru tutorial, și de aceea îmi voi tăia firele.
Nu uitați, dacă nu ați înțeles undeva sau v-ați încurcat, cu cea mai mare plăcere îmi puteți scrie în comentarii și cu cea mai mare plăcere și cât de repede pot, vă voi răspunde cu mare drag. Fundițele mele sunt gata și dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați like, subscribe canalul meu de YouTube, pentru că atunci când voi încărca videouri noi, dumneavoastră să fiți notificați și să fiți primii care le puteți vedea. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare și nu uitați să rămâneți alături de mine pentru că urmează un tutorial pentru sărbătorile pascale în care vă voi face iepuraș cu coș și ouă de Paște. Vă mulțumesc frumos și vă urez o zi plăcută în continuare. La revedere!